Pace și bună ziua! Astăzi vrem să facem castraveți la borcan, la murat. Uitați aici, eu am luat 5 kg, apoi acum dacă nu o să mă ajungă... Mai pune și fasolea pe lângă. E 8 litri ăsta și am luat 5 kg. Nu știu ce am făcut, dacă am făcut bine sau nu. Da, dacă nu ți ajunge, ce mai poți să pune? Bine, nu fasole, că am glumit. Chiar mai ai ceva pe lângă? Nu știu. Sănătate. Mai am nimic. Am înțeles. No, hai să vedem, da. Că dacă nu mai e nimic, trebuie să improvizăm. Și am vedem cum ne descurcăm. Merg până la pitic și îmi iei completare. Gogoniere? Orice găsești la pitic. No, hai să pregătim apa prima dată. Da. Și eu pot să le așez, le spăl și le așez. Ok. Până nici n-ai turnat apa, știi? Mm-hmm. Deci eu le așez în borcan până nici n-am pus apa. Am înțeles. Și acum vedem. Aici am 5 litri de apă. Uitați aici, e 5-ul. Dumneavoastră nu vedeți cum trebuie, dar e gradat acolo. Trezorie. Ah, uite că se vede. Cine vede mai bine. Nu, în fine. Exact 5 litri. Și acum, în aia 5 litri de apă, punem o lingură, blums, două, sare grea, trei, patru, cinci. 5 linguri de sare. Și aș mai avea eu ce să pun. Punem frunză de dafin. Cam atât. O mână. Bună. Acolo. Să fie. Credeți dumneavoastră. Mai avem babi de muștar. Cred că da. Deci, să zic eu, două linguri de... O lingură. O lingură. Două linguri, care l-am tot fost cuvânt. Două linguri. Bine acum. Bine o fi. Așa, două linguri. Noi facem rețete. Acum să văd eu dacă găsesc ceea ce trebuie să găsesc. Iată-te. Babi de muștar? Da. Hai să văd și eu cât e babi de muștar. Vai, ce mică e. Un pachet de babi de muștar. Am pus muștar. Nu știu cât e babi de muștar. Deci... Atâta credință trebuie să avem noi, cât e boaba asta de muștar, ca să facă diferența la Dumnezeu. A, da, ai zis că vrei muștar. Deci, chestia care e, boaba asta de muștar, de aici trebuie să înceapă credința noastră, mă refer că atâta trebuie să avem înaintea Domnului. Înaintea lui Dumnezeu, ca să fim luați în considerare de El. Și ca credința noastră să crească, să crească, să crească. Dar uitați, atâta face diferența în ochii lui Dumnezeu. Extraordinar. Și aici punem să compun. Una, două, trei, 4, 5, 6, bine, nu. 7, 8, 9, 10. Deci am pus 10, este 5 litri de apă. Da. Ca să se sâmte, să se sâmte că îi dulce cât de cât, trebuia dublu. Nu ca la sare, că sarea 5 linguri a pus, dar da. Zahărul trebuie dublu.
ca să se simtă că e dulce. Nu-i dulce nici așa, n-avea frică. Așa am pus și din ăsta. Ce să mai pun? Mărar mai poți să pui. A, păi cimbru pun eu, că e afară cimbru. Ce mie îmi place și la mami nu-i place, un pic de ceapă. Așa au spus de încet, ce ceapă sau usturoi. Nu, o să ceapă. Pui. Ceapă. Rean, avem? Am. Mai ăla să punem borcan. Da. Acum gustă tu să vezi cât e de sărat și de dulce. Mar de lingură. Ei, și sărat și dulce, atâta cât trebuie, dar lipsește oțetul. No, bine, mă. Oțetul pun mai un pic mai târziu. Mă, ce mai cauți? Hirianu. A, să vezi dacă ai sau n-ai. Nu, că dacă am. Auzi, dar nu mai e cumva ghimbir. Yes. Pune o țară de ghimbir. Să vezi ce faină fi la ea. L-am pregătit. Iată-te. Deci eu am mâncat la asiatici ghimbir murat și atât îmi place. Mami, dacă vrei să pun și la varză. Ghimbir? Aha. Mă, n-am pus, dar n-ai curaj. Nu e o idee. Uite, tu știi ce fain face? Deci așa aromat. Știi tu cum e ghimbirul, că bate spre lămâie. No, așa face murăturile aromate, așa spre lămâie. Vedeți că aici e încolțit. Eu am vrut asta primăvară să pun la noi în grădinuță și am uitat. O fost așa... Crezi că se face? Da, să încerc. Eu pun aici să fiarbă, să iasă gustul ăla din el, știi? Și dacă trebuie să fiarbă? Lasă fiarbă, ca în supă. Când pun în supă, știi? Nu știu. Așa bună supă fac cu ghimbirul, dar eu n-am știut. Eu am văzut la fiica mea, la Mirela, că a pus ghimbir la supa aia ce a făcut ea cu... De supă asiatică. Așa. Mamă, ce m-a plăcut. Dar de ce să nu pun și eu la puiul meu ce are? Dar n-am mai făcut super. Cu ghimbir și ți-a plăcut. La ea am văzut prima dată. Nu știu. Da. Prima dată la ea am văzut. Și facem și noi, de ce nu? Mai punem, mai adăgăm și noi ceva nou. Acum, dumneavoastră, dacă nu vreți să puneți ghimbir, nu puneți. Puteți să faceți restul ca ce-a făcut mami până acum, e clasicul. Asta ar fi ceva mai nou, dar eu vă sfătuiesc să încercați, că nu schimbă gustul altcumva. Îi dă un gust mai fain. Îi dă un pic de iuțeală, care chiar îi plăcut la castraveți, și o aromă de citrice, lămâie, ceva de genul, nu citrice. Uitați, vedeți? Că ăsta au vrut să încolțească. Eu zic să pun cu castrăvețe împreună. Da, pun aici și în zamă să vezi ce fain e în apa asta, să fiarbă. Îi dă gust atunci, mai intens, da, poate la apă. Da. Uite așa, poate și aștia ce fac eu nu ar trebui să le arunc. Că aici e cel mai intens, știi? Da. Da, pe fund, la unde pun crăstăveți. Da, să mai fi stropit, mai eu știu ce. Lasă-mă să. Deci, mami, îl dă pe zărăzătoare, am rămas atins. Să fie prea iute. Nu o să fie nimic. Al să pune ardei iute. Da. Ne punem ghimbir. O bucată să-mi lași întreagă, ok? Da. Nu știu cum să vă spun, invers. Dar acum la Angie vă că e rău.
știu dacă e coincidență. Am chemat-o pe Angie și Natalia spune, e rău ca la mine. Doamne, doamne. Dar încă nu am vomitat. I-am dat, de fapt, o luat iar, am spus, e nospa. I-am dat acum un debridat și mai încolo să mai ieși un metru clopramit, să vedem. Bea și ceai. Astăzi am avut în plan să mergem la Sofronia, la bunica ei. De fapt, la amândouă bunici. Și eu m-ar fi dus, că mi-e dor de bunica, sincer. Știu că acum e foarte făloasă, că a fost băiatul ei acasă. O, așa sună că și sărăcuța când a plecat, a plâns. O, nu știe, Doamne feri, nu știu eu ce se gândește. A. Bine, așa acum, e. Gândește acum prea departe. Păi, eu știu ce vorbesc. Viața omului nu se știe niciodată. Orică e tânăr, orică e bătrân. Trebuia să mă duc cu ea astăzi la, la doamna Boboc. Astăzi? Astăzi? Săptămâna asta am zis. Nu am fost preocupat cu Natalia, cu școala. Atunci și... să vină cu mine, că mă duc eu. Săptămâna viitoare. Așa. Lăsăm să fiarbă. Până atunci eu o să mă așez în borcanel toate. Și oțet când puni? Mai la sfârșit. Și pun și din ăsta. Acum nu. Și aici are și sare. Dumneavoastră nu puneți dacă nu doriți. Noi punem. Da, eu pun pentru siguranța mea. Punem pe pauză? Da. Acum să spală castraveciorii. Vrei să mă las să-i duc eu la ghiuvete de pan. Nu fi curajoasă. Mai speli o dată? Da. Nu cred că mai ajung. Acum, dacă nu ți-a ajuns, facem cum ai spus. Ok? Ok. Să vezi. Mărar, cimbru și ceapă. Așa. Și acum, uite, așa pun. Ca să le clădim. Acum. Dar eu zic că ai destul. Nu-mi place așa. Nu-mi place ce văd aici. Și ceapa s-a dus peste tot. Da. Așa că mai bine așa cum pun eu. Ia ca așa. Uite ceva de lucru. Să vede atât de greu cum baște. Apă ușor nu ai nici când amesteci să mânci. Și atunci cine n-are proteză e foarte rău. Mă lasă că nu e chiar așa. Ba da. Dar nu suntem ca Mircea care împărța boaba de mazăre în două când mânca. Unde ți-ai adus aminte tu? Apă, dacă ai zis de mâncare că e greu, la tăs nu e greu, dar diferit. Da, era un om care
lucra... Băiat. No, bine, nu e om, e băiat. Om în toată firea, ce băiat, că avea peste 40 de ani. Crezi? Da. Era un om care lucra cu cumnații mei. La depozit. Și probabil ca să aibă timp mai mult de odihnă, împărța și mazărea. Așa mânca el totdeauna. Oare? Într-adevăr, el era așa mai liniștit, mai moale. L-o chema Mircea. Mircea, sărac. Păcat că nu e aici Ovi sau Dani să povestească, să povestească un pic de el. Și-o mai fost. Ei aveau oameni interesanți la lucru cu Nicu. I-a picat ciocană de la distanță, la înălțime în cap. Și nu au zis nici, au nici nimic. S-a uitat în stânga-dreapta și după ce și-a dat seama că i-a picat ciocană în cap, după aia a zis că s-a uitat. Eu zic, du-te la pitic și ia ce găsești, că nu ajunge. Apa cum stau până... Gogonele sau... Dar eu cred că-ți ajunge. Nu ajunge. Și așa le pun deasupra, nu? Da. Nu. Lasă-mă să-mi beau și eu cafea, liniștit. Știu cum, dar nu m-am dat seama la borcan de 8 litri să iau 6-7 kg. De câte chile? 5 chile sunt aici? Da. Mecanicul vedetelor a fost saltat de... Cine? Nu știu. Am apăsat fără să vreau. Că eu vreau de fapt să intru altundeva ca să dau drumul la video care am filmat la piață. Fac și eu cam aici. Așa faină rețetă am făcut, o făcut angieri cu cartofi, cu spanac, cu ciuperci. Într-adevăr am postat-o târziu, pe la 9 seara, am așa. Nu v-ați uitat atât de mulți la ea. Păcat că e foarte bună rețeta. Poate din cauza că am postat așa târziu. Vă dau așa un mic anunț. Să vă uitați la rețeta asta, că e minunată. Chiar a fost bun. Și Natalia a mâncat. Și mami a mâncat, și eu am mâncat. Mai este un pic. Aia, dacă e foame la tati, să... Mai este o porție exact pentru el. El la seară nouă. Da, da. Ce da, da? N-ai văzut că și-au făcut, că tot a fost la gazul plin. Ah, și-a făcut ceva cât am fost plecați. Nu i-a trebuit. Am o prăjitură cu... Mere care mă așteaptă aici, acum am scos-o de un frigider. Am uitat. La cafea. Ce faină e, mai memorie. Super faină.
O doamnă a zis că e prea gros aluatul. Să știți, doamnă, că e numai fain. Bine, astea-s marginile. Mai pe mijloc nu e așa gros. Vă arăt dacă vreți. Să vedeți că nu mi-e. Nu, dar nu-i gros deloc, e fain. Ia super. Stai că-l arăt, că eu nu mint, că este și mai subțire, mai am lăsat mărgini. Dar poate duce aici mai mânc una. Vedeți? Asta e de la margine. Da. Vedeți? Uitați! Nu e aceeași. Da. Mm. Aveam de gând să mănânc una. Și acum te-ai răzgândit? M-ai adus aici. Luni o să fie deschiderea anului școlar la Biserica Gloria din Bujac. Nu știu de ce nu la noi. Dar cu ocazia asta mă bucur să mă duc să văd cum e acolo. Am mai fost acum câțiva ani mulți, dar nu mai mă amintesc. Acolo unde mere fratele, vecinul. Nu stă lângă tante. Nu știu care vecin. Tante Bercuș. Da. Nu știu dacă el merge acolo. De fapt nu merge acolo, că el e baptist, mami. Și acolo e biserică pentecostală la Gloria. Fratele Beni merge acolo, din câte știu. Electricianul. O să facem o filmare cu deschiderea anului școlar. O să postăm și pentru dumneavoastră. Mă gândesc că sunteți dornici să vedeți. Pun un pic pe pauză, că trebuie să scriu aici titlul. Așa. Aici fierbe. Unde ai agradată? E pe masă. O pus mai un picant din ăsta fix. Și folosim oțet de 9 grade. Să-mi spui... Ce să spun, că nu văd un gradat. Cât îți trebuie? Uite atât. Deci atâta îi... E înclinat așa cum se e. Nu știu, că e OZ. Trebuie să văd, decilitri e aici. Centilitri, 250 de mililitri. Exact, un sfert. Atâta pun. Cam așa. Cam grea fierbe. Cam mult. Pune un capac. Lasă, lasă. Vrei faci. Cu atâta plăcinte lângă mine, parcă aș mai mânca una. Îți dai seama? Uite că nu mai pot să pun în picioare. Că e prea mare, e prea înalt. Te descurci tu cumva. Nu, fac o cafea. Nu e acasă.
nu trebuie să mai mă duc să cumpăr castraveți. Ca norocul. Ca norocul. Nu uita să-mi fac capul. Mă, mi-a închis focul. Da. Păi nu trebuia să fie fierbinte. E fierbinte. A, o dat în clocot. Da. A clocotit. I-am dus prăjitura la Natalia, mâncă și ea. De ce să nu mânce? Că e mai pretențioasă, dar i-am spus că asta poate să mânce, că nu-i cuntură, nu-i greană. Cu tate ce rău e fost ala alteri. N-am pus un morcov, un ceva așa. Ei, rea, și ghimbir. O să pun și un așa. Dar n-am pus că morcovul ăsta e din ăla de la Kaufland, care se moaie. N-am luat morcov după piață să pun ceva de calitate. Și dacă nu pui de calitate și morcovul să moaie, și moaie și astea lante, să știți. Că de-aia n-am pus. Că n-am numai din ăsta vrut. Dacă vreți, puneți, da. Eu spun că dacă aveți din ăla, să nu puneți. Că nu merită. Uite, tăti urât. Și acum... A, ghimbir ai pus în apă, am uitat. A, am pus de tăti. Dar hrean? Hrean, nici ăla nu-i de calitate, că s-a uscat. Și nu pui? Da, pune că hreanul nu lasă să fie moale, știi, castravetele, întărește țelă. Deci 5 kg de castraveți la 8 litri de borcan puteți să luați. Doamne, mami, așa vorbești. Deci 5 kg de castraveți. Într-un borcan de 8 litri. Da. Da. M-a spus bine. Într-un borcan de 8 litri. Da. Merge. Da, merge, merge. Dar eu n-am știut, să știți. Eu așa, așa am luat pe risc. Păi da, că nu pot să pun exact, că iau volum. Deci am căput tot. Numai cu cântec aici, nu știu cum. Nu știu cum e aici. Faine-s borcanele astea. De la Selgros l-am luat. Ți-a plăcut, am trecut. Da, dar să știi că dacă tata tău ar fi fost cu mine, nu m-ar fi lăsat. Dar când te-a lăsat tati să iei vreodată ceva? Hmm? Când te-a lăsat tati vreodată să iei ceva? El nu m-a lăsat să strâng banii. În plus, pentru el asta a fost în plus. Dar iarna când mergea la borcan și zicea, uite ce bine îs și ce fain e, ce bune. Atunci a fost altceva, da. Și florile. Când eu cumpăr flori, nu acum și buruienile astea și așa, de-aia ți-a bani. Dar după aia așa pune mâna și se uite, hai să vezi, uite ce floare. A, florile plantate afară. Da, 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 da. Uite ce faină e floarea asta. Și mereu să pleacă și o miroasă. Da. Atunci e romantic, când mă când îi dă bani. Când dă bani, bani. Asta e. E zărândal, mami, ce vrei? Da, dar floare nu-i din zărand, e din seleuș, dar e așa faină. Glumim, mami, bun. Numai e o chestie, când era aici piața la noi, și zicea mami, o, e prea scump, nu cumva să te ies de la zăran. Ba da!
știu să vă spun cum... Glumă, dar asta e adevărat ce am spus mai înainte. Nu știu să vă spun cum l-a chemat pe zărândanul respectiv, că dacă l-aș pune acum atât zărândanii, ar ști cum îl cheamă, cine îi. Dar nu știu să vă spun. Era un domn așa mai slăbuț în vârstă și toată lumea dădea o 1,50 lei, maxim 2 lei. Dar el a cerut 3. Și eu când am auzit, zic, 3 lei ce pe ou? Dar el, da. Zic, nu cumva ești din săran? Dar el, ba da. Și acum, când mă vedea, mă saluta, îmi spunea să rămână, că am spus eu că cine ești. Mami, dar nu-i vinea, mami, fiindcă săranul e mai departe ca Curtici, Sofronia, satele din împrejurim. Zărat de departe. Și atunci se vede la preț. Poate că asta e justificarea. Acum la tati poate nu. Un pic coincidență că e din Zărat și mai... Mai zgârcit. Atent cu banii, să zicem. Da. Da, să știți că mulți, acum n-am avut eu chiar legătura cu tăți, dar mulți zărândani sunt foarte faini, foarte faini și omenoși, tot ce vrei. Era Nanaița, o chema, care vindea, pe tinerețea ei, vindea mici, era la stat angajată, vindea mici. Și după aia, când a intrat la pensie, vindea boia de ardei. O știi pe Nanaița, aia micuță, care luam eu boia. Pipar, că dărântașul am de la ceva, ea. Da. Una mai mică, așa, blânduță. Da. Da, știu. Doamne, ce femeie! Că așa femeie era, soțul meu nu era niciun neam cu ea, și spunea Nica Nost. A ei au fost așa... Păi da, că era zărândan, da. Ei sunt foarte uniți. Nica Nost. Inclusiv pastorul bisericii noastre e zărândan. Domnul să vină cuvinteze, că e un om deosebit. Deosebit. Să știți că am mai povestit și vă mai povestesc acum. Eu, când a venit pastorul la noi acasă, am spus să-l servesc cu un suc sau cu o prăjitură, poate cumpărată, ceva. N-am avut eu niciun gând altfel. Și peste noapte visez că nu știu cum a venit vorba sau nu știu, că nu vreau să mi-nu mai țin minte visul, dar am visat că lui îi place prăjitură, plăcintă întinsă cu brânză. Cu brânză. Dar eu n-am știut de unde să știu. Și am făcut exact așa, dar stați că am fost în oraș, în piață, dar eu știam că vine fratele și totuși nu m-am pregătit de cu sara să fie tot pus la punct. Și când am ajuns acasă, încă m-a așteptat vreo 10 minute până am scos-o din cuptor. Și când vin acasă, îl servesc cu prăjitură făcută din asta întinsă și el zice, asta e preferata mea. Dacă un zărândan zice, hai, nu vin zărand, că fac plăcintă cu brânză, mă duc, că îmi place. Acum e foarte ocupat la teletomoță. Da, dar eu am visat, să știți. N-am avut de unde să știu că lui place plăcintă cu brânză. N-am avut de unde să știu. Și nici cineva care să îmi spună direct să-l cunoască. Dar așa am fost înștiințată de Tatăl Ceresc. Vedeți cum îi poartă Tatăl Ceresc de grijă, că și în somn o să spus mie să-i fac plăcintă cu brânză. Da. Cam așa, mai mult n-am ce să-i fac. Nu se poate mai bine de atât. N-am ce să-i fac. Mai pun și ghimbir. Da. Să știi că la primăvară, dacă nu uit, să mă ajute Dumnezeu să nu uit. Uite aici, uite, vezi cât e de încolțit. Și nu mai pui pământ. Da, pot să pun și acum. Asta. Zic și eu, nu știu. Să știi. N-are nimic. O doamnă a spus, nu știu cum, dar n-ai pus tu
ghimbir când ai pus capia sau eu știu ce am pus, nu mai știu ce am pus. Sau ăsta, gogonelele, am uitat că ar fi pus. Îmi place foarte mult ghimbirul. Și ia ca așa aproape gata. Da. Poate v-am ținut prea mult pentru un borcan de murături, dar noi așa obișnim să vorbim cu voi, să povestim cu voi. Eu îmi place, Dumnezeu știe. Ne facem și treaba. Da. Ca când ați fi cu mine aici în bucătărie. Așa. Merge ceasul. Da, punem zama. E fierbinte. Dar fără frică. Ba, mi-e frică. Știu. Dacă pică pe mine un strop, tot scap. Hai, dă-i drumul așa mai repede. Mă, lasă-mă, mă. Las că pun eu mai cu cana. Ok. Ne pun înapoi pe cuptor. Aici este o grămadă de... Păi aia, de-aia am spus că pun păi cu cana. Păi eu știu că m-am gândit de ce spui așa, da? Fac chiu-chiu dacă mă ard. Da. Am pus nasul aici să văd ce miroase. Așa fain miroase ghimbirul, minunat. O să fie ceva mai, cred eu, un pic mai alt cumva, dar o să fie foarte bun. Noi ne place mult ghimbirul. Da. Să știi că eu vreau să fac ceva. Să mai golesc de aici, să mă torn. Așa. Și să fac eu așa. Ok. Așa. Cam atât. Cam atât, dar mai trebuie. Să mai las oare? Da, sigur. Uitați cât m-a rămas din 5 litri. Stați că punem în altă cană care... Uite cana aia după masă. Cana asta e de 1,100 litri. 1 litru a rămas. E 800. Da? Ba nu, 900. Deci, dumneavoastră, dacă... La un borcan de 8 litri, cumpărați 5 kg de castraveți suficient, uitați, nu m-a rămas niciunul, și atunci puneți apă la fiert 4 litri. Deci ăsta e borcan de 8 litri, pune jumate, 4 litri de apă. Eu am pus 5, am zis că cât fierbe poate mai scade. M-ați înțeles cum am spus? Da. Ca să înțelegeți. Ce vrei să-ți răspundă? Deci așa e bine. 4 litri de apă și oțet. Am pus 250 da. De mililitri. De 9 grade. Da. Acum eu pun capacul, că nu mai am uitat să așa arată. Și acum punem capac și cu asta am terminat. Cred că n-am făcut bine, dar... Da, invest, o să întorci. Invest. Știu mama aia, dar eu vreau să stie drept aici. Ok. Vezi? Acum.
Nu mai trebuie să stângi, că ai dat pe ăsta, sărit. Da. Ok. Aceasta a fost realizarea mea. Deci, eu sunt mulțumită pentru ceea ce am realizat astăzi. Astăzi am luat și pantalonaș la Natalia, am vrut și adidașca Aria, nu pot să zic că nu are, dar zic că găsesc ceva wow, dar n-am găsit. Am luat numai castravețe ăștia, m-am luat și cratița asta care eu mă bucur de ea, sincer. Fiindcă aia, da, atât de grea, serios, aia roșie deja, cine știe când o mai folosesc, asta acum vreau să o înlocuiască. E faină, e nouă, e super. Și uite, merge și pe inducție. Merge pe inducție, da. Da, e foarte faină. Mie asta îmi place. Da. Asta e o oală pe aburi. Da. Și asta e faină. Nu e oală, că e vas, dar are gorele acolo, se pune în oală. Da. Și atunci se face pe aburi, da. Legume sau ce se dorește. Un pic amică, dar... Nu. Pentru două persoane merge. Da. Deci eu nu îl mai mut de aici, las așa până e rece. Vă doresc o zi binecuvântată, o duminică binecuvântată, o săptămână binecuvântată de luni încolo. Nou an care începe, tăți copii, Domnul să vă binecuvinteze, Domnul să vă însoțească, să vă călăuzească, să vă dea înțelepciune, să vă binecuvinteze, Domnul să vă poarte de grijă, să vă aducă totdeauna în pace acasă, cu bine. Să fiți cumiți să ascultați de părinți și de... De domn profesor. De domn profesor sau învățătoare. Așa. Și Dumnezeu să fie și cu nepoțica mea, să o călăuzească și să-i dea înțelepciune. Și să o bucure totdeauna să vie acasă, să vină acasă bucuroasă și înțeleaptă. Pace, la revedere! Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, 7 septembrie 2024. Când simți că ești mânios, prea iubiții mei, orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie. Iacov 1, versetul 19. Biblia ne oferă aici trei sfaturi pentru a ne gestiona mânia în mod corect. Să ne uităm la fiecare dintre ele și să vedem ce putem învăța. 1. Fii grabnic la ascultare. Nu reacționa imediat și nu te grăbi să tragi concluzii pripite. Ia-o încet și încearcă să afli faptele, apoi gândește-te, roagă-te, analizează cum vrea Dumnezeu să reacționezi. 2. Fii încet la vorbire. Dacă nu ești sigur sau nu știi, mai bine să taci. Un vechi proverb chinezesc spune: mai bine să nu spui nimic și să pari prost, decât să deschizi gura și să confirmi. Nevoia ta de a deține controlul sau de a părea că ai toate răspunsurile se poate întoarce împotriva ta. Ceea ce nu spui nu trebuie explicat sau nu trebuie scuzat mai târziu. Și 3. Fii încet la mânie. Să remarcăm faptul că Biblia nu spune că nu trebuie să ne supărăm niciodată, ci ea spune că ar trebui să ne supărăm pentru lucrurile potrivite, în modul potrivit, la momentul potrivit. Înțeleptul Solomon ne sfătuiește în felul următor: nu te grăbi să te mânii în sufletul tău, căci mânia locuiește în sânul nebunilor, scrie în Eclesiastul 7, versetul 9. De aceea este foarte important să te ocupi de rănile tale. O rană nevindecată provoacă durere, care se manifestă adesea prin mânie. Problema este că purtăm cu noi mânia și o descărcăm pe alții. Ca urmare, aceștia se distanțează de noi, nu mai au încredere în noi sau refuză părtășia și apropierea față de noi. Biblia afirmă: înțelepciunea îl face pe om răbdător și este o cinste pentru el să uite greșelile. Am încheiat citatul din Proverbele 19, versetul 11. Și nu uita, caracterul asemănătorului Hristos crește prin practicarea răbdării, a dragostei și a cumpătării.
crește iubirea în inima mea. Iisuse, Iisuse, și chiar demarat.